Din anul 2000 m-am chinuit și mi-am dorit ca să fac la Sarighiul Redean un festival. Deoarece noi eram invitați în toată țara, în străinătate, dar nu puteam să invităm pe nimeni la noi în localitate. În anul 2002, după ce am luat un premiu mare la Mamaia Populară, atunci l-am cunoscut pe domnul Dan Arhire și domnul Ștefan Coman. Domnul Dan Arhire zice, domnule, zice, l-ajut și omul ăsta să facă festivalul. Și în anul 2003 am realizat Festivalul Internațional al Păstoritului. De atunci, cu noi colaborează și domnul Băisan Ștefan. Gheorghe, mă scuzați, mă numi el, că am mai zis o dată, dar al doilea ăsta. Dau cuvântul domnului primar, cel care ne-a sprijinit din totdeauna ca noi să fim la loc de frunte. Da, primarul de vei, da. Doamnelor și domnilor, acum ținuta nu prea se potrivește cu cea de munții Pindului, da? Nu prea se potrivește cu cea de la Dunăre. Atât mai mult sunt de admirat copilașii și domnișoarele care cu ciorap de lână au făcut performanță în fața dumneavoastră. Însă vă spun, putem să luăm ca o metaforă ceea ce îmi spunea un român de frunte, să spunem acum un an de zile. Locul de origine, nu fiind zona Munții Pindului și tot ceea ce înseamnă periplul de altfel tragic al românilor în peninsula balcanică și îmi spunea acesta român de coabitarea cu grecii, cu bulgarii, chiar și cu cei din Imperiul Otoman. Acum, paradoxal, cei mai toleranți cu românii s-au dovedit a fi cei din Imperiul Otoman, mai puțin grecii și bulgarii, care au fost extrem de conservatori la vremea respectivă. Și îmi spunea, grecii cu preocupările lor de comerț și de pescuit la mare, nu la țărm, foarte multe zone de munte din Grecia, știți că se prăvălesc direct în mare și îmi spunea românul, se uitau grecii sus în munți și vedeau niște bărbați îmbrăcați în alb, falnici, păstorind în zonă și spuneau grecii, iată zeii noștri. Și îmi spune armânul, de fapt, știi cine era? Eram noi armânii, frate. Bun, putem să acordăm și clemența privind mândria și orgoliul a românilor, dar frumoasă metafora, deci zeii eram noi, spunea arămânul respectiv. Bun, arămânii sunt recunoscuți ca fiind oameni dedicați comunităților care le reprezintă, patrioți, oameni serioși, oameni de cuvânt. Noi avem privilegiul în această zonă a municipiului și a județului Tulcea, pe lângă celelalte minorități etnice, să avem, iată, și această minoritate culturală a românii, care încearcă și reușesc cu precădere să păstreze toată această zestre culturală și spirituală de limbă, de port, de cântec, într-o manieră de admirat. Și evident că orice om care reprezintă administrația publică locală, și nu numai, că iată aici s-au invocat foarte mulți oameni de bine, au fost alături de această idee. Domnul Caimacan lansează astăzi o carte, nu, la care spune că a visat de foarte mult timp. Orice comunitate are un reper cultural, are un mentor, are un lider spiritual. Domnul Caimacan este acest mentor și lider spiritual al comunității pe care o reprezintă, mică de inimoasă, cea din Sarighiol de Deal și nu numai. Dânsul, evident, păstrând proporțiile, este un gen de Dalai Lama a asociațiilor armănești, pentru că de când îl știu eu se luptă pentru acest lucru și mă bucur că, iată, foarte mulți oameni au fost alături de ideea domniei sale, cum de altfel spun eu, tuturor minorităților etnice din oraș, să facă orice, numai să nu se piardă tot ceea ce înseamnă această zestre
culturală și mai ales să încerce să atragă foarte mulți copii în această manifestare, pentru că vreau să vă spun, foarte mulți oameni care vin în municipiu și în județ, vin și din curiozitate și din admirație și din respect pentru ceea ce înseamnă, dacă vreți, colaborarea dintre majoritatea populației din municipiu și din județ cu aceste minorități. Și am spus-o de fiecare dată și n-am să preget să o spun, suntem un bun exemplu de conviețuire și de comunicare și de respect. Dacă vezi, pentru cele mai bune exemple de bună practică din Europa, lucruri recunoscute de altfel și de oficiale care ne-au vizitat și iarăși am să spun, cu riscul de a plictisi, că eu sunt extrem de mândru că pot fi primarul unei comunități atât de diverse și atât de frumoase cum este comunitatea tulceană. Așadar, domnul Caimacan merită tot respectul și toată admirația pentru efortul pe care îl face domnia sa, atât cu... Dânsul este un gen de antrenor-jucător, ați văzut, nu este doar coordonatorul grupului, ci și se implică direct. Iată că și un vis al domniei sale se împlinește, o carte despre ceea ce înseamnă comunitatea din Sarighiol de Deal. Îi dorim și noi în continuare multă sănătate, succes și evident că orice intenție a domniei sale de a duce mai departe tot ceea ce înseamnă această spiritualitate armânească, recunoscută de altfel, vom fi alături de domnia sa și evident vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor celor care iată îl onorează pe domnul Caimacan în această seară cu prezență. Doamnelor și domnilor, domnul Dumitru Caimacan. Vă rog aplauze! Fiindcă șeful meu direct este domnul inspector general Dumitru Damian, îl invit să spună două vorbe despre comunitatea din Sarighiol de Deal. Cu mântul înaintea mea, acum o să ai probleme. Bună ziua tuturor! Zice chiar pe copertă domnul Coman, viața mea și povestea unei mari iubiri, folclorul... Deci rămâi numai cu unul, unul ți-l dau eu și uite așa ne înțelegem noi. Caimacan, dar cum am zis? Știți de ce am zis Coman? Mă gândeam Mirela și Ionuț Coman, Mirela și Ionuț Caimacan, îi încurcăm, nu? E de dorit în fiecare comunitate un Caimacan Dumitru și mai mulți Caimacani în aceeași comunitate în cap, chiar câți cetățeni, atâția caimacani, ar fi extraordinar să fim pasionați de tradiții, să fim pasionați de păstrarea lor, de ducerea lor mai departe. Este extraordinar. Am avut posibilitatea să fiu prezent la câteva ediții, la câteva întâlniri la Sarighiol de Deal. Mai rar vezi atâta pasiune, mai rar vezi atâta dedicare, atâta sacrificiu. Peste 35 de ani să fii coordonator, îndrumător unui ansamblu, înseamnă foarte mult, peste câți 13 ani, 13 ediții a Festivalul Păstoritului Dor, iarăși este extraordinar, dar tare mă bucur aici, chiar treceam în revistă, eu care umblu destul de mult prin județ, prin școlile noastre, printre profesori, printre copii, printre oameni de cultură. Mai avem câteva personalități cu care ne mândrim tare. Îl văd pe domnul Mihail Jora și am văzut ansambluri de la Mahmudia. Am fost deseori la Sulina, știu cât de mult vă implicați pe acolo. Ștefan Coman, care ține tot timpul alături de Sarighiol de Deal și nu numai, de tot județul. Și îl văd și pe domnul Ernesto Mihailescu și dânsul atâția și atâția ani dedicat culturii și pe domnul Gică Gică și pe domnul fostul meu profesor din școala generală, domnul Popescu Constantin, care, uite așa, aleargă tot timpul pentru comunitatea aceasta și nu numai pentru aceasta. Și mulți, mulți alții. Este un lucru minunat și așa cum spunea domnul primar, 17 comunități în județul acesta, este o cifră importantă.
și tare mult ne admiră și reiese asta nu din povești, nu din declarații, pur și simplu natural. Chiar acum avem 4 oaspeți la examenul de bacalaureat, n-au mai fost în Tulcea, s-au fost acum 35 de ani, unul din Timișoara, unul din București, unul din Brad, originar, celălalt din Drobeta, Turnu Severin, au rămas încântați. I-am trimis ieri la Sulina, au venit de acolo extaziați, am invitat la o bere, nu vrem să amestecăm berea cu siderația din creierul nostru, lăsați-ne așa să ne săturăm de gustul delte, de gustul Tulcii, de gustul plimbării. Aveți niște profesori minunați, aveți niște copii extraordinari, liniște la examen, toți își făcut ce au datoria, toți au declarat cel mai frumos bacalaureat din ultimii 20 de ani pentru mine, dar și pentru mine. Toate astea se datorează dumneavoastră, copiilor pe care îi educați domnului Caimacan Dumitru, care nu știu câți a români mai are în ansamblu, este important că și ceilalți se consideră și îl urmează întocmai. Când a vrut să plece din ansamblu că e prea bătrân, nici nu se pomenește de așa ceva. El trebuie să danseze acolo până și-o da Duhul până la 1000 de ani, să dea Dumnezeu și bună intervenție. Îți doresc, domnul Caimacan, încă 1000 de ani de dansă român, de obicei român, de folclora român în general. Felicitări! Tare bine mă simt când am timp să trec pe la casa domnului Caimacan și să-i văd familia minunată, gospodăria minunată și conștiința lui de român adevărat, de a român adevărat. Mult, mult succes și de aici încolo și să ne întâlnim la fel cu dans și cu voie bună. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost la Salivio Lădean la Festivalul Păstuitului, dar la anul, la ediția 13, vă invit, chiar invit și 1000 de oameni, dacă este posibil, cum primesc 1000 de artiști, vă aștept la Salivio Lădean în luna mai. Aș da cuvântul tot unui bun, foarte bun prieten, domnului Băisan Gheorghe, care se ține de noi de la prima ediție a festivalului Păstuitului. Și noi de dânsul, să știți. Numai dânsul de noi. Se ține cascaie. Se ține cascaie, da. Bună seara, doamnelor și domnilor. Sunt fericit că particip la această manifestare deosebită. Nu o să mă refer la cartea pe care domnul Caimacan o lansează în această seară. Dumneavoastră o să aveți plăcerea să o citiți, să o lecturați și să vă faceți propria impresie. Aș spune doar două, trei cuvinte despre domnul profesor Dumitru Caimacan. Cred că ne cunoaștem de mai bine de 20 de ani și cred că pot să-mi permit să fac niște aprecieri în legătură cu omul Dumitru Caimacan, o persoană deosebită și oarecum ciudată în contextul zilelor noastre, când toată lumea este interesată de propria persoană, de propriul buzunar, de averea lui, de a se îmbogăți cât mai repede și cât mai mult. Avem și cazuri care ies din aceste tipare, iar unul dintre aceste cazuri este domnul Caimacan. Eu am fost impresionat de mai multe lucruri în ceea ce îl privește. În primul rând, spiritul acesta de optimism care îl caracterizează. De mai bine de 20 de ani nu l-am văzut niciodată trist sau îngândurat, tot timpul are un zâmbet pe buze care te stimulează. Și acest optimism l-a transmis și familiei sale, cu care de asemenea ne cunoaștem de foarte multă vreme. De asemenea, altruismul care îl caracterizează pe domnul Caimacan, pentru că foarte multă lume se întreabă, domnule, ce câștigă omul ăsta din festivalul pe care îl organizează acolo, că trebuie să știți că nu-i simplu și nu-i ușor și nu-i ieftin și cu tot sprijinul din exterior, toată familia dumnealui și toți profesorii din școala din Sarighiol muncesc din greu, din răsputeri, ca să iasă o
manifestare foarte, foarte bună. Am încercat și noi să ne implicăm cumva și de la prima ediție am participat la acest festival al păstoritului în măsura în care ne-am putut noi implica cu partea științifică, să spunem, a festivalului, simpozionul pe care profesorii de geografie și nu numai l-au realizat în fiecare ediție. Domnul Caimacan și cu ansamblul DOR a fost invitat să ia parte la una din manifestările cele mai importante din acest an, pe care noi am organizat-o. E vorba de Conferința Națională a Profesorilor de Geografie, unde aproximativ 120 de persoane au admirat nu doar ansamblul la români, ci toate ansamblurile minorităților care s-au perindat pe scenă. Și au plecat cu convingerea, așa cum spunea și domnul primar, că la Tulcea sunt foarte multe etnii, dar trăiesc într-o deplină înțelegere, spre deosebire de alte zone ale țării, unde lucrurile nu stau chiar atât de bine. Domnule Caimacan, vom fi alături de dumneatale la toate edițiile pe care urmează să le mai realizăm împreună. Sperăm cel puțin 1000, dacă nu mai mult. Și felicitări pentru ceea ce ai realizat până acum, pentru cartea pe care o lansezi și pentru munca pe care o desfășori dumneatale pentru